Adi de la Vâlcea a fost prins circulând cu viteză peste limita admisă în localitate, în comuna Drăganu. Mașina manelistului rula cu 106 km la oră și a fost depistată de radarul polițiștilor din Argeș. Mașinile sunt marea pasiune a lui Adi de la Vâlcea. De-a lungul timpului a avut peste 100 de autoturisme, dar acum s-a oprit la 3. Două Mercedes și un Lamborghini Gallardo, o bijuterie cu peste 500 de cai putere, preferata lui Adi. El circula însă cu unul dintre Mercedes-uri când a fost prins că a apăsat mai tare pedala de accelerație în comuna Drăganu. Pentru depășirea de viteză va trebui să plătească 700 de lei în 48 de ore și va fi nevoit să-și ia șofer pentru că permisul i-a fost suspendat pentru 3 luni de zile. Adi de la Vâlcea a mai fost prins în septembrie 2010 în timp ce conducea cu peste 100 la oră în comuna Drăganu și atunci a fost lăsat fără permis pentru 3 luni. În luna noiembrie, peste 2 luni, artistul a fost prins tot de polițiști argeșeni în timp ce conducea peste viteza legală în Pitești și cu permisul suspendat și s-a ales cu un dosar de cercetare penală.